Am avut multe discuții cu lideri europeni și despre Schengen și despre MCV. Și am fost foarte, foarte aproape să rezolvăm aceste două probleme, extrem de aproape. Dar, ce să vezi? Am avut din ianuarie 2017 o guvernare care în loc să continue să consolideze instituțiile statului, s-a apucat să distrugă instituția ale statului, să îndoaie legile justiției pentru ei, nu pentru români. Și atunci, foarte mulți au început iarăși să aibă îndoieli. Și să vă spun ceva, nimeni din Uniunea Europeană nu are îndoieli în ce privește voința poporului român. Românii sunt foarte bine cunoscuți în Europa și avem aproximativ 4 milioane de ambasadori. Sunt românii noștri care lucrează peste tot în Uniune. Sunt foarte apreciați. Deci nu asta e problema, ci problema este guvernarea. Această guvernare toxică, PSD-istă, eșuată, care vrea să ne ducă în timp înapoi, în loc să ne ducă înainte. De asta nu suntem în Schengen, de asta nu se va renunța foarte repede la MCV. Umblă ei și povestesc că europenii nu ne vor, că Iohannis ne trădează, că X și Y face lobby împotriva României. Fals! Totul fals! Singurii vinovați pentru care nu suntem astăzi în Schengen și mai avem în continuare discuția pe MCV, sunt PSD-iștii prin guvernările eșuate pe care le-au construit din ianuarie 2017 încoace. Și este păcat. Este păcat. Și cum scrie pe panoul chiar al lor, România merită mai mult decât PSD. Eu cunosc un partid din care provin și cred că, sper că nu e niciun secret, că provin din Partidul Național Liberal. Un partid vechi, cu tradiție, un partid serios. De unde putem să luăm câteva exemple de ce vor politicienii români să se întâmple în Europa? Să rezolvăm Schengen, să rezolvăm MCV-ul, să accesăm fonduri europene, să creăm șanse suplimentare pentru tineri, să îmbunătățim mobilitatea pentru tineri, pentru studenți, să aprofundăm piața unică, să consolidăm granițele europene, să garantăm cetățenilor noștri, românilor noștri, securitatea la ei acasă. Asta înseamnă, în definitiv, o Europa sigură. Astfel de probleme trebuie rezolvate de parlamentarii noștri. Și, dragii mei, de aceea este foarte important să mergeți la vot și să votați politicieni responsabili, politicieni care știu ce trebuie făcut, politicieni care știu cum trebuie făcut. Eu cred că o să aflăm vinovații. O sincopă foarte tristă pe care am avut-o pe 10 august în 2018. O manifestație pașnică. Au venit oamenii în concediu, în plină vară. Să arate că nu mai sunt mulțumiți și nu mai tolerează PSD-ul. Reacția autorităților a fost disproporționată. Cei care au instrumentat suprimarea manifestației din 10 august, probabil au crezut că dacă s-a putut la Mineriadă, se poate și acum. Și vă spun, dragii mei, nu se mai poate, fiindcă românii sunt un popor liber și își exprimă voința prin vot, nu cu bâte.